Rămânem tot în municipiul Târgoviște, unde cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște ia naștere Calea Luminii. Este un eveniment unic în România și are loc în fiecare an în vechea cetate de Scaun. Un număr de 2024 de lumânări au fost aprinse pe un traseu devenit deja tradiție. Inițiativa aparține unui artist plastic târgoviștean, Mihai Șerbănescu. Prima ediție a fost în anul 2000, iar de atunci, an de an, evenimentul se bucură de tot mai mulți participanți. Câteodată un gest de lumină te poate face să zâmbești, dar te poate face să ai și lacrimi pe obraz. Fiecare cum simte. Nu vă ascund că unii înjură momentul. Eu am o reverență față de toate părerile, chiar dacă sunt bune, chiar dacă sunt mai puțin bune. Dar majoritatea, observați, sunt mii de oameni pe Bulevardul Castanilor, la Mitropolie sau aici, în piața Mihai Viteazu. Mii de oameni. Și atunci, sigur că pe mine mă bucură faptul că oamenii vin și au o reverență față de acest gen, gest de lumină. Acum mulți ani, când ai gândit prima dată acest eveniment, te-ai gândit ce evoluție va avea el? Te-ai gândit că va ajunge la acest punct în care mii de oameni vin și din București, în alte județe? Sună laudă, dar am stat de vorbă cu o domnișoară regizor din București. În urmă cu două săptămâni mi-a dat un telefon, zice: măi Mihai, la voi nu se mai găsesc locuri la hotel în perioada când faci tu Calea Luminii. Zic, cum așa? Am fost și până la urmă mi-a zis numele hotelului, dar abia am găsit un loc. Ceea ce înseamnă că gestul ăsta de lumină atrage lumea, vedeți? Sunt unii care parcă sunt făcuți să aducă întunericul, alții care sunt atrași de partea de lumină care de fapt e în noi. Este foarte frumos. Noi am venit special din București să vedem drumul luminii și așa mai departe. Mereu ni se povestea de către colegii noștri și am venit și noi să vedem. Foarte frumos și emoționant în același timp. Ați mai fost? Aproape în fiecare an. Foarte frumos, foarte interesant. E prima dată când vin la 60 de ani și mi se pare chiar nemaipomenit. Îmi pare rău. Din Târgoviște și îmi pare rău că n-am venit până acum. Foarte frumos. Participați în fiecare an? Nu mereu, că avem servicii și până noaptea târziu, dar acum e ceva care sufletul ți-l desfaci la orice.